Salut! Știm că vă plac videourile cu luptele animalelor. Am adunat cele mai interesante momente pe care încă nu le-ați văzut. Așa că așezați-vă cât mai comod, puneți un like și să începem! Acest mascul s-a ascuns de lei foarte mult timp în apă, dar apoi a decis că dimensiunile sale îi permis să iasă și fără probleme să meargă să-și rezolve treburile. Însă leii erau prea mulți. Am numărat undeva 16, așa că bivolul sigur a reușit să fugă doar până la tufișurile de peste drum. O zebră a decis să treacă un râu periculos, plin de crocodili. Doi prădători cu colți au observat-o și s-au repezit să o captureze. În ultimul moment, zebra a reușit să scape și să iasă pe celălalt mal. Se pare că este salvată, dar... Nu e totul atât de simplu. Pe celălalt mal era deja așteptată de leoaice. Biata zebră se trezește în colții femelelor feroce. Tigrul a atacat această femelă din familia ungulatelor, dar uitați-vă ce face masculul ei. În loc să atace, prădătorul o atacă pe biata femelă, astfel ajutând tigrul. Dă în ea cu coarnele și se formează impresia că o face intenționat. Tigrul, la rândul său, o sufocă strângând-o de gât. Să filmezi animalele pe timp de ploaie nu e ușor, dar aceasta este o operă de artă. Gheparzii au atacat un pui de antilopă gnu. Prădătorul îl ține de gât, dar mama lui a venit să-l salveze și l-a speriat pe prădător. Cu părere de rău, nu pentru mult timp. Puiul a fugit în direcția greșită și deja peste câteva secunde a fost prins de nou de doi gheparzi. De data asta nu a fost salvat de nimeni. Această familie de șoimi e la vânătoare. Au prins un porumbel și au început să-l fure unii de la alții. La urmă, unul dintre șoimi, intenționat, i-a dat drumul, iar altul l-a prins din zbor. Niște genii ai vânătorii aeriene. Un moment foarte trist. Mama încearcă să-și salveze puiul de câine hiene, dar totul s-a terminat nu așa cum și-ar fi dorit femela. Desigur că împotriva unei haite atât de mari de prădători sălbatici și obraznici nu ai cum să mergi singura. Poate că putea să-și scape puiul de un singur câine hienă, dar aceștia mereu vânează în haite mari și sunt faimoși pentru cruditatea lor. Aceste păsări curajoase au atacat un șarpe în grup. Îl atacă pe rând, ciupindu-l de cap. Șarpele nici nu reușește să realizeze de la cine trebuie să se protejeze. În timpul unui pericol, păsările emit un semnal, iar în acest caz se grupează. Astfel pot să se protejeze de prădător sau chiar să-l atace. Când șarpele s-a apropiat de iarbă, păsările s-au retras, dar el deja a pierdut ambii ochi, așa că sigur nu va mai supraviețui. Încă un atac al crocodilului nu e niciodată în plus. Ca întotdeauna, animalele beau apă, crocodilul atacă și prinde zebra de membrul din față. Ea se opune și chiar încearcă să muște înapoi prădătorul, totul însă fără rost. El o trage în apă ca un tank, unde îl așteaptă prietenii lui flămânzi, ce s-au năpustit îndată peste pradă. Vânătoarea într-un câmp deschis nu este chiar potrivit stilului leopardului, căci el vânează cu succes în frunziș, dar în circumstanțe speciale pot să vâneze niște gazele pe un câmp. Uitați-vă la acest prădător, el s-a apropiat cât de mult a putut și a atacat. Gazela a pierdut.
Cred că deja vă dați seama cu ce se va termina această scenă liniștită a gazelelor care beau apă. Da, preferata multora, atacul crocodilului. Acest nesimțit a prins-o de gură și a tras-o spre apă. Prada se opunea și până la urmă a reușit să scape. Această haită din 6 câini hiene au săpat mult în pământul, încercând să scoată de acolo un mistreț. Au săpat mult până când s-a arătat capul, apoi acesta, dintr-un motiv necunoscut, a ieșit singur. Odată ce au gustat din porcușorul apetisant, sigur nu-i dau voie să plece. Această bufniță zbura calm cu prada sa înspre cuib, dar a fost observată de doi vulturi. Unul dintre ei a atacat-o chiar în aer. Pasărea cade, căci vulturul s-a prins strâns de ceea ce duce bufnița. Un timp chiar s-au luptat, bufnița încercând să atace. Dar repede a înțeles că puterile nu sunt egale și a decis că mai bine zboară, lăsând mâncarea sa vulturului. O mambă neagră și-a băgat nasul curios într-un cuib de păsări în speranța de a fura câteva ouă sau chiar pui, însă păsările s-au dovedit a fi niște ocrotitori adevărați. O bombardau, ciupeau și mușcau așa cum puteau. Probabil că a funcționat sau în cuib pur și simplu nu era nimic, dar mamba chiar s-a retras pe ramură în jos. În acest moment, leopardul s-a apropiat de o baltă din oarecare motiv. Hipopotamul l-a speriat. Noaptea cât acesta doarme, leopardul a venit din nou în același loc. S-a dovedit că acesta a venit să pescuiască. El a găsit un pește mare și încet încet ieșea din nămol pentru a lua cina într-un loc mai confortabil. Tehnica de vânătoare a hienelor este foarte complicată. Uneori, ele își urmăresc prada kilometri întregi, anume de asta vânează pe răcoare, adică noaptea. Au însă o super tactică care lucrează cu antilopele pe timp de zi, când soarele arde cel mai tare. Important este să atace din spate. Antilopa se opune, dar era deja condamnată la moarte, căci încă două hiene s-au apropiat de locul acțiunii. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii a cui tactică de luptă v-a impresionat cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!